L-am avut mai devreme pe domnul Gigi Becali, vorba dumneavoastră, care a anunțat transferul lui Bâligea la FCSB. Am auzit și eu, da. S-a rezolvat până la urmă. Cum vedeți dumneavoastră această mutare în care Gigi reușește să ia fața Rapidului sau să câștige bătălia? E un jucător bun, e un jucător care a marcat anul trecut, e un jucător care poate marca, e un jucător care a crescut mult în ultimii 2 ani. Sper ca FCSB să aibă un atacant, în sensul că un numărul 9. Acum să vedem cum se integrează în lotul echipei. Și cred că a făcut bine, pentru că urmează meciuri de 3-3 zile și cred că Steaua avea nevoie de acest atacant. Și să vedem dacă se integrează și el în planurile lui Dan Petrescu. La Dan Petrescu trebuie să vii înapoi, să recuperezi mingea. Da, trebuie să faci efort mult mai mult decât corect, alte părți. Corect. 2 milioane de euro pentru Bârligea, vi se pare o sumă corectă, mai ales că jucătorul era în ultimul an de contract cu CFR? E o sumă cam exagerată cu un an de contract. Gigi putea să aștepte, dar nu lasă cupa asta UEFA și campionatul în același timp, pentru că el trebuie să recupereze punctele care a pierdut până acum din cauza cupelor europene. Acum el trebuie să echilibreze echipa care joacă miercuri și cea care va juca sâmbătă sau duminică. Da. Și are o grupă frumoasă. Are o grupă frumoasă, da. O grupă foarte frumoasă, o grupă unde poate să încaseze bine, dacă nu deja a încasat pentru play-off, nu știu cât, dar mi se pare că... A încasat 4,3 milioane sau ceva de genul. 4,3 milioane, e o sumă frumoasă. O să încaseze și pentru meciurile care le joacă pe teren propriu, nu? Da, normal. Probabil va fi sold out și cu Manchester, e posibil și cu... O să mai încaseze și cu punctele pe care eventual le poate lua și cred în vreo 14-15 puncte, care înseamnă alți bani. 14-15 spuneți dumneavoastră? Da, eu zic 14-15, de ce nu? 14-15 înseamnă minim baraj, pentru că locurile 9-24 merg în baraj după aceea. Sau poate însemna chiar primele... Minim baraj sau chiar... Primele 8. Noptim direct. Da, sau chiar direct noptim, de corect. De ce nu? Vor fi multe echipe care se vor încurca puțin și cu meciurile astea în deplasare, că și la ei sunt meciuri, numai că cei occidentali sunt obișnuiți să joace miercuri și sâmbătă. Asta e diferența, păcând la noi încă se resimt, din punct de vedere fizic, meciurile astea la 3 zile. La calcul sunteți aproape de domnul Becali, de domnul Gigi Becali. El a spus 17, așa că sunteți pe acolo cu 14. Păi degeaba suntem vechi, da, nu? Păi nu degeaba, corect. Păi vezi, nu?